Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să participați alături de invitatul nostru la o ediție specială, pentru că mi-am propus să discutăm în această seară, în fața dumneavoastră, cu un om remarcabil despre două teme extrem de importante, care în ultima perioadă sunt tot mai mult marginalizate sau considerate ca fiind niște priorități pasive ale unei societăți cu valori incerte. Din acest motiv, am căutat și am identificat o personalitate a vieții publice din Baia Mare, un om cu care să pot să abordez câteva subiecte majore din două domenii reprezentative sau care ar trebui să fie extrem de importante, raportându-ne și la faptul că suntem, vrem nu vrem, în anul centenarului României Moderne. Și vom vorbi despre educație și despre sport. Și spun bună seara distinsului domn profesor Adrian Gheorghe, directorul liceului cu program sportiv. Bună seara! Vă mulțumesc, domnule profesor, că ați acceptat invitația de a veni. Sunt onorat să fiu gazda dumneavoastră. Domnule profesor, de acum 2 ani de zile mă gândeam intens ce va reprezenta sau ce va însemna pentru România a fi în anul centenar. 100 de ani de existență, să spunem, de istorie modernă, în care mă gândesc că ar fi trebuit să realizăm două lucruri extrem de importante. Să facem un fel de analiză a ceea ce au însemnat cei 100 de ani, nu numărând casele memoriale care se prăbușesc, nici marile valori ale culturii și civilizației noastre care s-au evidențiat peste hotare și nu în țară. Și ceea ce a însemnat România în cei 100 de ani de existență și să ne gândim la un al doilea aspect, la viitorul nostru ca și nație. Pentru că discutăm despre ce suntem, ce am fost, uneori într-un mod patetic sau într-un mod cosmetizat, dar nu prea vorbim despre ce vrem să fim, domnule profesor. Iar ceea ce se întâmplă în prezent, în anul centenarului, mai avem mai puțin de 3 luni până trecem de acest an, n-aș putea să spun decât că mă decepționează sau uneori chiar mă dezgustă. Pentru că vă întreb pe dumneavoastră, ca un om care aveți o maturitate profesională și civică, România centenară înseamnă acele manifestări tip Bâlciuri și Iar Maroc, în care oamenii se neacă în fumul de grătare, pe muzică de manele sau tot felul de staruri, pseudo-staruri, pop-rock și așa mai departe, expirate. România înseamnă acea habotnicie în care 25.000 de oameni se târesc pe coate și genunchi să vadă raclele nu știu cărei sfinte sau sfânt. Sau România înseamnă 4 milioane de oameni extrem de importanți, plecați din țară și nu vom discuta de ce. Această nevoie imperioasă, consider eu, de a ne determina și exprima o identitate certă. Da, din păcate, ultimii 28 de ani demonstrează foarte clar ceea ce este România la momentul ăsta. Și din păcate, felul în care se conduce această țară nu ne lasă să vedem exact momentul care ar trebui să fie acum un moment extraordinar de sărbătoare foarte mare, un bilanț foarte impresionant, pentru că trebuie să recunoaștem că România, chiar dacă pe parcursul istoriei a avut tot felul de pendulări de o parte și de alta puterilor temporare din Europa sau din lume, România a avut un drum foarte clar. Drumul spre unire, de a ne aduna pe toți în același loc, într-un anumit moment. Niște oameni, acum 100 de ani, au reușit să facă asta. Acum, în momentul ăsta, clasa politică și conducătorii pe care îi avem, parcă vor să ne dezbine. Și încearcă, prin fumurile astea care ni le aruncă prin bâlciuri, să ne creeze o stare de, nu știu, de somnolență. Să nu, într-adevăr, să nu vedem că suntem români și că avem un puternic caracter și personalitate naționalistă și să ne cumva să ne omogenizeze cu cei care sunt mediocri la momentul ăsta.
că ați pomenit de cei 4 milioane de români. Eu cred că România, de fapt, România Unită nu înseamnă doar teritoriul acesta. România este și în, într-un colț uitat din Chicago sau într-un colț îndepărtat din Nebraska, unde un român, sau în Alaska, unde un român lucrează pe o sondă petrolieră, și aia este România, sau un student în China, în Japonia. Noi trebuie să cumva să înțelegem că numai adunându-ne toți puterile, forțele și gândurile de în orice colț al lumii, vom reuși să sărbătorim într-adevăr această sută de ani. Ca și o concluzie primară, ați putea afirma că sunteți mulțumiți sau dezamăgiți de ceea ce înseamnă agenda centrală? Sunt total dezamăgit, pentru că văd aceleași lucruri care le-am văzut și acum 28 de ani. Adică se marșează foarte mult pe niște obiceiuri care le-am moștenit din perioada comunistă și nu mai veche, și nu încercăm să vedem lucrurile simple care ar trebui sărbătorite. Bun, și atunci, vă întreb, domnule profesor, la 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, aproape 11 ani, ce anume am importat noi, prin ce suntem mai europeni astăzi decât am fost în 2006, când umili întindeam un pașaport cu o viză în interior vameșului austriac care prindea pașaportul într-o mânușă, având mânuși pe mâini? Cu ce suntem mai europeni? N-aș putea să vă spun. Practic, Europa ne-a întins brațele, ne-a deschis brațele ca să ne primească în comuniune, dar totuși la granița noastră suportăm aceleași lucruri. Stăm la cozi și la intrare și la ieșire. Nu cred că noi am devenit mai buni sau ne-am dezvoltat în vreun fel. Pur și simplu, Europa a încercat să ne deschidă ochii și să ne acorde oportunități pe care noi le refuzăm treptat, prin tot felul de... Ați făcut o trimitere învinovățind leadership, adică conducătorii. Este singurul lucru care afectează în mod deosebit la momentul ăsta România. Bun, pot să accept, domnule profesor, și atunci venim spre ceea ce înseamnă prima temă majoră a acestei emisiuni, și anume educația. Și atunci eu vă întreb, cu toată deferența și tot respectul pe care vi-l port, cei care sunt astăzi conducători sunt produsul unui sistem educațional. O parte de dinainte de 1989, pe care uneori ne grăbim să-l blamăm prea ușor și prea fără argumente, iar alții sunt produse ale actualului sistem de educație, a unei educații aflate într-o reformă perpetuă care nu se mai termină de 28 de ani. Sunt oameni care s-au școlit în aceste uzine de licențe, în sistemul de învățământ superior privat, unde plătești, primești, cât plătești, aia primești. Avem o țară de licențiați, de masteranți, de doctoranți, de genii, și batem pasul pe loc. Cine sunt cei care votează, decid și trimit conducătorii să facă ceea ce le cerem, să ne conducă? Nu cumva noi? Este foarte clar că sistemul de învățământ este într-o reformă continuă. Luați și numărul de miniștri ai învățământului, care cred că deja au depășit 30 în ultimii 28 de ani. S-a întâmplat și în Italia, dar exista o strategie națională a educației și s-au schimbat miniștrii, dar linia directoare s-a menținut. Da, dar la noi nu este o linie. Tocmai asta e. Fiecare vine cu un... ori cu o sarcină bine pusă la punct de partid, ori cu o idee care a apărut între timp, după un somn bun, într-o noapte. Deci, n-avem cum. Deci, da, într-adevăr, când ai o linie, poți să tot schimbi pe aceeași linie un om, dacă nu-și face treaba și nu menține linia. Dar la noi nu există o linie în educație. Tot încercăm să inventăm un sistem de educație care clar este neperformant la momentul acesta, în loc să încercăm să implementăm niște sisteme care deja funcționează în Europa și în lume. Fără să ne consultăm, mă aduceți încet, încet la ceea ce vreau să vă întreb, și asta dovedește că avem principii comune, adică gândim aproximativ la fel ca și sistem de valori. Domnule profesor, Ligia Deca este consilierul pe probleme de educație și cercetare al președintelui Klaus Iohannis. Este prima fostă șefă de promoție a Universității Maritime din Constanța. Până la ea n-a mai fost femeie șef de promoție.
Ea a fost și coordonatoarea secretariatului Bologna, deținut de România în perioada 2010-2012, fiind expertă în politici publice. Și ea spunea despre școala românească, și citez: orice zi de școală în România ar trebui să înceapă cu încredere a părinților în procesul educațional, al profesorilor în rezultatul muncii lor și mai ales al elevilor față de propria formare și dezvoltare personală. Vreți să comentați un pic? Este ceva adevăr în ce a spus? Este o situație ideală. Deci, așa ar trebui. Asta este practic despre ce vorbește doamna. Este un cerc. Un cerc al încrederii, un cerc al convingerii că eu ca și profesor pot să fiu, să dau ceva pentru copilul părintelui care și lasă mâna mea. Clar că vorbele sunt foarte frumoase, dar din păcate genul ăsta de oameni nu și-au locul decât în funcțiile sau în zonele unde nu există o așa mare putere de decizie. Este clar că în România, la ora asta, instituția prezidenției nu este la fel de puternică ca acum câțiva ani. Și atunci toată puterea cade pe umerii unui guvern, unde clar că acei oameni care sunt acolo, nu generalizăm, dar o grămadă dintre ei, o mare majoritate, au făcut școlile așa cum ați specificat dumneavoastră. Sunteți director de școală, de fapt de liceu, cu program sportiv, de câțiva ani buni, deja nu sunteți de câteva luni. Explicați-mi de ce la dumneavoastră ziua de mâine, zi de școală, nu începe cu această încredere. Sau începe a părinților în procesul educațional, a profesorilor în munca lor și a elevilor față de propria formare. Eu personal în fiecare zi îmi doresc să am încredere în instituția care o conduc, în oamenii care sunt acolo. Din păcate, de-a lungul timpului au intervenit niște rutine în cariera sau în munca profesorilor și nemulțumirea care au ei față de salarizare, mă gândesc și de condițiile de lucru, pentru că foarte mulți dintre ei nu sunt atât de interesați neapărat de partea materială, cât de condițiile de lucru. Încep să nu mai vină cu aceeași plăcere la școală și cu încredere. Și clar că asta afectează în mod direct și atitudinea față de elevi și atitudinea față de tot ce se întâmplă, vorbind de instituția noastră. De-aia încerc cât pot și sper că toată lumea care e în sistem încearcă pe cât posibil și bate la ușile care trebuie să încercăm să le deschidem pentru a dezvolta această parte a încrederii în instituție, a capacității de a dezvolta profesional fiecare profesor și de a crea condiții cât mai bune pentru copiii care vin la școală. Același sentiment îl are și colegul sau în cazul de față colega noastră de la Colegiul Național Șincai sau colegul de la Lucaciu? Vine cu același bun gând pozitiv ca al dumneavoastră, optimist, și se confruntă cam cu aceeași problematică? Sau baza materială, logistica, care este altfel la cele două colegii față de a dumneavoastră, din păcate, generează o altfel de optică? Eu cred că la noi, fiind condiții mai speciale, condiții mai grele de muncă, este puțin mai dificil să mergi cu același optimism cu care merge domnul sau doamna director, acum nu știu cine este, la Șincai director sau de la Lucaciu. La Șincai este un director interimar, doamne. Un absolvent de Harvard, domnule director, expat român, care trăiește în afara țării, spune așa: Occidentul ne este superior ca sistem de educație din următoarele motive. Există școli moderne, atmosferă entuziastă, dascăli creativi, elevi fascinați de cunoaștere, ore atractive, program de dimineață, teme rezolvate la școală, cluburi pentru activități non-formale. Aceste elemente descrise, domnia sa se raporta la o școală, de exemplu, din Germania, din Suedia, din
vi se par că ar fi necesare sau sunt necesare în România? Ar fi o condiție? Eu cred că la partea umană, partea ce ține de profesori, ar fi foarte ușor să trecem la pozitivismul care îl au cei care predau în țările europene, în partea nordică. Dar din moment ce ca profesor ai de făcut nenumărate hârtii, situații, nu mai poți să fii la fel de pozitiv la școală, la fel de concentrat pe partea școlară, pentru că în fiecare zi trebuie să predai o situație, ba cu absențe, ba trebuie să semnezi condica mai nou și pentru plata cu ora. Nu era suficient o condică înainte, care cuprindea tot. Deci profesorii, în general, pleacă foarte apăsați. Adică birocratizăm învățământul. Este extrem de birocratizat la momentul ăsta învățământul. Nu știu care este treaba, pentru că există o frică permanentă a statului român de a nu fi păcălit de către profesorii pe care tot statul român îi plătește. Există o neîncredere a statului român în profesorii care își fac treaba la catedră și o stare de monitorizare. Deja la momentul ăsta, ca și profesor, nu vorbesc ca și director, mă simt monitorizat. Chiar dacă n-am camere pe mine la școală, dar sunt atât de monitorizat încât efectiv simt o apăsare de fiecare dată când intru la oră. Un tânăr cadru didactic care a predat în învățământul superior românesc în primii 3 ani ai carierei sale, a plecat din țară, într-o țară, lucrând într-o universitate din Statele Unite și spune: școala ideală este o școală care nu are o ofertă educațională unică, standard, pentru toți copiii, ci este o școală care se adaptează la nevoile, așteptările și aspirațiile fiecărui copil în parte, indiferent de abilități sau mediul socioeconomic de proveniență. Noi tot pe curicula aia obligatorie, pe programa aia vrâtă pe gât, cu materiile lipsite de sens, mergem mai departe. Unele materii chiar sunt ok din punctul ăsta de vedere, dar v-aș vrea să revin puțin la partea de predare la clasă. Sunteți de acord cu afirmațiile ei? Categoric sunt de acord și este foarte neplăcut că în România nu există o aplicare spre copii care au niște nevoi speciale în a învăța. Ca și învățător, un exemplu, ai 25 de, în cel mai fericit caz, 25 de elevi la clasă, da? De acolo ai 2-3 copii care sunt ușor mai lenți în gândire. Care este răspunsul învățământului românesc? Cine rezistă, rămâne în barcă, cine nu e aruncat peste bord. Nu se face așa, pentru că ăia 3 copii s-ar putea să aibă un talent pe care, dacă nu suntem atenți, nu o să-l descoperim niciodată. Și ce trebuie făcut în cazul ăla? Învățătorul să se ocupe de cei 3 sau de restul? Nu, trebuie în cazul ăsta să mai avem 1, 2, 3 cadre la aceeași clasă. Ori noi la momentul ăsta am tăiat 4600 de posturi. E adevărat că nu toate sunt didactice, sunt auxiliare, nedidactice, dar în momentul în care un învățământ tânjește după posturi, este o sete foarte mare de oameni în acest sistem și noi avem foarte mulți necalificați, este foarte greu să ajungem vreodată la acea, nici măcar, nu știu, să ne apropiem de ceea ce este învățământ normal în lumea asta. Un tânăr olimpic național care a fost recrutat de o universitate prestigioasă din Statele Unite, întrebat fiind dacă ar reveni să predea în România, spune așa: dacă vom rămâne așa cum suntem acum, dacă nu vom reuși să lăsăm orgoliile deoparte și să ne dăm mâna, toți actorii din sistemul educațional, pentru a le crea celor ce vin din urma noastră o școală ce tinde spre școala ideală, vom bate pasul pe loc și chiar involua. Pentru că stilul de predare în școala românească, în foarte multe cazuri, este unul arhaic. De ce nu se renunță, întreabă tânărul profesor, la întrebarea: ai înțeles ce ți-am spus? Cadrul didactic spune la ora: pentru a folosi întrebarea am explicat clar, ai întrebări? Bun, aici ca o paranteză, mi-ați tot dat exemple de tineri care au plecat și își dau cu părerea despre un învățământ. Da, ce să mă raportez, domnule? Știu, profesor. Nu, ei se raportează, ei au plecat din sistemul ăsta.
N-aș vrea să cred că ei sunt doar excepții. Ei au plecat din sistemul ăsta, pe ei sistemul ăsta i-a creat, din sistemul ăsta Harvard-ul și-a recrutat studenți, deci până la urmă o parte bună sistemul de învățământ îl are și în România. Doar că nu toți profesorii din sistem sunt făcuți să fie pedagogi. Eu am o credință. Nu orice profesor este pedagog și tocmai de-aia este și întrebarea respectivă. Din nou m-ați adus la următoarea întrebare. Ca și cum ne-am fi înțeles, vă rog, să credeți că n-am discutat cu domnul profesor. Nu ne-am văzut de ceva vreme. De asemenea, un profesor care de fapt nu mai este tânăr și a plecat în floarea vârstei, fiind profesor itinerant și a rămas acolo, își permite să afirme că dacă toate cadrele didactice din România ar fi selectate dintre cei mai buni absolvenți din generația lor, foarte bine pregătiți, inclusiv din punct de vedere pedagogic, ar fi reevaluați periodic, plătiți decent și plătiți decent la un nivel care să asigure atractivitatea acestei cariere, nivelul de performanță al învățământului românesc ar fi alt. Eu cred într-adevăr că foarte important ar fi eliminarea concursului național și cumva să se meargă pe o recomandare a profesorilor care au predat la viitorul cadru care dorește să intre în sistem, să fie o recomandare. Da, acest om este pregătit pentru a preda. Are toate calitățile. Se face înțeles, poate să comunice la orice nivel cu copiii, iar partea de evaluare trebuie clar permanentă. Vreau să vă spun tot ca o paranteză, fratele meu fost mare sportiv de performanță, după ce și-a terminat cariera de sportiv în Statele Unite, a primit un post de profesor în cadrul universității. Fără concurs, fără alte analize, doar pentru că era recomandat și în timp ce a fost el student acolo, a fost analizat. Fără recomandat de la partid? De la inspectorat? Acum, de la Consiliul Județean sau de la primărie? N-aș putea să vă spun că în Statele Unite nu există și acolo un fel de lobby și o recomandare de genul ăsta. Dar îmi place să cred și îmi doresc să cred că și în România la un moment dat să fie un om recomandat pentru ceea ce face și ceea ce realizează. Pentru că este foarte, foarte important să nu ne umplem sistemul sau o gradă, cum ar fi și liceul nostru, de oameni care, da, într-adevăr, au luat notă bună la examen, dar care efectiv nu au înclinație pentru această profesie. Nu au. Din păcate, sunt profesori foarte mulți care nu au înclinație și vocație. Și pentru că ne apropiem de pauza de publicitate, aș vrea să vă spun, domnule profesor, și să vă dau un moment de, poate de gândire sau un motiv de reflexie. Am fost în acest an în Elveția ca să văd sistemul de învățământ de acolo printr-o anumită împrejurare personală, nu pe banii Consiliului Județean, vă rog să fiți convins. Și ce am constatat, vă spun acum, constatările mele, domnule profesor. Elevii vin la cursuri într-un campus școlar modern. Știți ce înseamnă modern? Înseamnă tot. De la asigurarea transportului la școală și înapoi, până la ceea ce înseamnă dotări, dar absolut tot. Unde au la dispoziție, și am scris de memorie, o bază materială vastă pentru desfășurarea orelor, dar și activităților extra program. Cum ar fi teatru, muzică, dezbateri academice, sport, cluburi de lectură, cluburi de socializare. Elevii învață într-o sală cu maxim 25 de locuri, unde se găsesc toate materialele necesare pentru derularea cursurilor, elevul neaducând nimic de acasă, domnule profesor. Cum vi se pare sistemul elvețian? Vorbim SF acum, este science fiction. Vă rog să mă credeți. Pentru România, ca și comparație. Deci, noi practic, eu am credința și din ce în ce mai întărită că în România, de fapt, nu se vrea să evoluăm din punctul ăsta de vedere. Cred că cei care ne conduc ne doresc plafonați, apăsați bine, ținuți
acolo unde ne este locul. Astea sunt condițiile normale, domnule profesor? Păi, este clar că cu aceste condiții fiecare om care intră în acea instituție are posibilitatea de a se dezvolta exact unde este cel mai bun. Pe când la noi nu prea ai șanse să faci ceea ce îți dorești. Poate un copil vrea să facă pictură într-o zi și face numai pictură. Da? În România nu trebuie să facă desen, muzică, limba română, limba nu știu care, care probabil lui nu-i plac. La un moment dat trebuie totuși să înțelegem că trebuie o analiză foarte clară a fiecărui individ și o orientare foarte clară profesională. Când vom avea și noi condițiile astea, da, atunci putem să cerem și unui cadru didactic să vină cu zâmbetul pe buze la școală și unui elev să vină să simtă siguranța când intră în școală și unui părinte să fie foarte relaxat ca acel copil când pleacă la ora 8 de acasă, se întoarce la ora 4, tot acasă va veni cu toate informațiile puse la punct. Mulțumesc! O discuție extrem de interesantă, momentul de publicitate și revenim. Sărbătorim 25 de ani Husqvarna în România cu super oferte la produsele de sezon. Vino la magazinul Bricolaj Baia Mare și profită de campania de toamnă-iarnă cu mega reduceri la utilaje, cadouri și multe alte surprize. Bricolaj, dealer autorizat Husqvarna. Natürlich. Transformă-ți casa în căminul perfect. Alege din sute de articole de mobilă și decorațiuni la prețuri avantajoase. Mobilă cu stil pentru casa ta. Natürlich. Mobilier und decorațiuni. În Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu 163, în fostul complex Ambient. Televiziunea Teleplus Maramureș și magazinul de instalații Artur te provoacă la concurs. Îți oferim premiu o centrală Feroli. Completează gratuit formularul de înscriere în magazin pe Bulevardul Republicii 18 din Baia Mare, lângă Canal 7. Câștigătorul îl vom afla în data de 4 decembrie. Lansăm și o campanie de donații pentru Răzvan, care suferă de ADHD. Detalii în magazin. Când o să fiu mare, vreau să am casa mea. Visul meu s-a împlinit. Acum am casa mea. Imobiliare Baiza. Zâmbește, ești acasă. Cauți un cadou deosebit pentru cei dragi? Sau poate dorești să oferi un suvenir autentic din Maramureș pentru colegii de muncă de afară? Cadoul ideal îl găsești la magazinul Suvenir Baia Mare din centrul vechi. Magazin Suvenir. Cadouri pentru orice ocazie. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism. V-ați ales deja locația pentru nunta voastră de vis? Dacă nu, aveți un motiv în plus de decizie. Magus Hotel și Tui Travel vă oferă cadou de nuntă. Pentru fiecare nuntă rezervată pe anul 2018 și 2019, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Tui Travel și restaurant La Gourmet vă mai oferă două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura, numărul 4, Baia Mare. Renovezi sau construiești? Găsești la Prim Decor tot ce dorești. Materiale, soluții și idei pentru baie, bucătărie, living, terase și fațade. Alege Prim Decor Baia Mare, Bulevardul Traian, 19A. Bine ai venit la Hotel Magus! Ca
camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Coafură, cosmetică, îngrijire corporală, unghii tehnice. Produsele necesare pentru profesioniștii de succes. Wigmont îți aduce produsele profesionale de calitate superioară. Te invităm la noul magazin de pe strada Unirii, numărul 4x3, de luni până vineri, de la orele 9 la 19 și sâmbătă de la 9 la 14. Wigmont este distribuitorul tău în materie de produse profesionale de înfrumusețare. Te așteptăm cu drag! Star Clinic Baia Mare asigură un act medical de cea mai bună calitate, discret și cu respect. Clinica este dotată cu aparatură modernă, cabinet de protezare auditivă și un centru de recoltare al analizelor medicale cu emitere rapidă a rezultatelor. Star Clinic este soluția ideală pentru tratarea problemelor de sănătate de care suferiți. Cele mai bune oferte la încălțăminte le găsești în Baia Mare pe Bulevardul Traian. Pantofi de piele pentru femei și bărbați. Încălțăminte BA SRL Baia Mare. Calitate excelentă la prețuri mici. Domnilor și domnilor, am revenit în direct. Discutăm cu distinsul profesor Adrian Gherghel, directorul liceului cu program sportiv și al clubului sportiv școlar. Domnul profesor, mă rog, nu e și aceeași titulatură, e altcineva? Nu mai este. Nu mai este, iertați-mă. Am rămas setat pe ce știam de acum 5-6 ani. N-ai vrea să creăm confuzii, să primesc telefonul. E regulă. Bun, domnul profesor nu este doar un director, este un pedagog, este un antrenor de natație, care are oarecare, hai să zicem, notorietate, nu celebritate, pentru că n-aș vrea să fie înțeles greșit. Domnia sa, la rândul său, a fost sportivă de performanță, ca și fratele pe care l-a menționat, pe Ștefan, da? Ștefan, da. Așa. Și vreau să abordez cu domnia sa capitolul educație. Domnule profesor, voiam să vă mai întreb un singur lucru și cu asta punem punct, pentru că vreau să discutăm și de sport, mai avem aproape 20 de minute. Știți foarte bine Ordinul de Ministru 4831 pe 2018, legat de codul cadru de etică al învățământului preuniversitar, a faptului că s-au introdus suplimentar niște reglementări privind activitatea, manifestarea, legat de anumite practici care trebuie eliminate, fiind considerate inadecvate și imorale. În emisiunea de vineri, la întrebarea colegei mele, de ce fac copiii români meditație din clasa a doua, a treia? Eu am răspuns pentru că a devenit o chestie de snobism, de bon ton. În opinia mea, anumiți părinți își degradează propriul copil, îl umilesc, angajându-i meditatori, în condițiile în care ei poate sunt chiar excepționale. Dar știți, într-o lume din asta, cu un fel de aristocrație, de oligarhie post-decembristă, când se întâlnesc cu coanele la cafea, nu știu la... întreabă al tău cu cine face mate, cu... ăla cu olimpici. N-am mai intrat la el, dar mi-a zis cineva că renunță unul și mă ia pe mine. Explicați-mi, vă rog, vi se pare corect ce s-a decis în acest ordin de ministru? Profesorul nu are dreptul să predea sau să dea ore de meditație propriului elev, pentru că, unul la mână, e subiectiv legat de aprecierea lui, doi la mână, nu predă cum trebuie la clasă, tocmai ca să-l motiveze, să-l determine să vină, sau... Pentru că, de ce să nu recunoaștem? An de zile, profesorul umilit, eu nu folosesc termenul de dascăl, știți foarte bine, dascăl este la biserică, la care... Profesorul umilit pentru a-și păstra un standard de viață, pentru a se îmbrăca decent, pentru a-și cumpăra o carte, ca apărea literatură de specialitate, dădea meditații. Și nu cu factură, și nu cu să-și plătească impozite. Așa reușea să-și mențină un standard. Astăzi, opinia unui director de școală.
n-aș vrea să supăr pe nimeni cu opinia mea, dar cred... Dar vă rog să supărați. Bun, atunci o să supăr. Eu cred că la momentul ăsta se exagerează foarte mult cu partea de meditație. Pe vremea, acum 20-30 de ani, singurii care luau meditație erau cei care... Meditații se luau doar în liceu, în ultimii 2-3 ani, înainte de a intra la facultate, și luau cei care vreau într-adevăr să intre la medicină. Drept. Drept, economie, dar nu la orice facultate de economie, era... ASEU din București. Exact. Da. Acum o să rămâne surprins, dar nu se iau meditații doar în ciclu primar, se iau chiar de la grădiniță. N-am înțeles. Credeți? Meditații la ce, domn profesor? Gen, dacă părintele consideră că copilul nu are același ritm de dezvoltare în comparație cu ceilalți, dacă el consideră că la o serbare nu și-a făcut treaba sau la o activitate, este în stare să plătească pe cineva ca să lucreze în plus față de ceea ce se întâmplă la grădiniță. Stați un pic, domnul profesor. Vă rog să mă contraziceți. Există sistemul de învățământ public, de stat, da? Da. Există sistemul de învățământ primar și gimnazial și preuniversitar și universitar privat. Da. Și există învățământul special, exact, pentru copiii cu nevoi. Care e logica? N-am spus că este o logică. Am spus doar că asta se întâmplă. Cum pomeneați cu țațele care își beau cafeaua și se mândresc cu profesorul. Doamnele, nu s-a spus. Da, în fine, doamnele. Dar să te spus pe supărat, am înțeles. Da, și se laudă cu ce profesor. Își vor da seama foarte târziu că acel copil, în loc să asimileze niște informații pe o cale naturală, le asimilează forțat și s-ar putea ca totul să se întoarcă împotriva acelei deprinderi. Am un exemplu concret, dar n-aș da nume. Am avut la un moment dat un copil la bazin, foarte, foarte talentat la matematică, cu foarte, foarte multe medalii olimpice, mondiale, balcaneade. E, copilul ăla cu surprindere am aflat nu cu mult timp în urmă că nici măcar nu mai face performanță în domeniul matematicii. Pentru că s-a fost forțat. La drept. Nu neapărat. La științe politice. Copilul și-a schimbat orientarea, s-a săturat efectiv. A capotat. Da. Efectiv, ajungi la un moment în care... Asta nu înțelege lumea și nu înțeleg... Nu toți suntem făcuți... Nu toți ne-am născut genii. Într-adevăr, ne naștem egal. Dar capacitățile noastre între timp se separă. Pentru unii sunt mai mari, pentru alții mai puțin pentru dezvoltarea într-un anumit domeniu pe care părinții îl consideră că trebuie să se dezvolte copilul. Închidem subiectul și mergem la sport. Vă cer un punct de vedere legat de ceea ce declara Howard Gardner, un psiholog specialist în dezvoltarea personală, care acum 10 ani a publicat o carte, n-are importanță, n-are relevanță titlul, punând în discuția publică modelul a ceea ce el numește The Good Worker. Adică omul care muncește în societate este util în anumite domenii ca element performant al secolului 21 și care, în opinia lui, trebuia să dețină 5 valențe. Deci acel tânăr care iese din sistemul de educație. Un comportament etic, să fie respectos, să fie creativ inovator, să aibă o minte disciplinată și să dețină o competență profesională excepțională. Sunteți de acord cu Howard Gardner? Asta ar trebui să producă sistemul de învățământ românesc. Pentru a produce genul ăsta de oameni, trebuie să acorzi șansa egală, după cum spuneam, fiecărui copil și să descoperi exact care este valența lui și locul lui în societate. Eu am obosit să mă mai ascund sau să mai accept să ne ascundem în spatele lipsei bazei materiale, în spatele lipsei investițiilor în învățământ, în spatele nivelului uneori mediocru al cadrelor didactice, în spatele managementului școlar deficitar, în spatele unei programe imbecil gândite uneori. Am obosit, domnule profesor, și nu pot decât să mă bucur că nu mai am copiii de vârsta școlară, dar să fiu și trist pentru generațiile care vin. Pentru că, așa cum spunea acel eminent student,
vom ajunge să batem pasul pe loc. Gândiți-vă că în 3 ani, copiii care, sau în 2 ani, sunt copiii din gimnaziu care vor trebui să dea examen din informatică, da? Pe lângă limba română. Plus am înțeles că mai sunt niște propuneri cu oral, cu scris, cu... vom vedea până la urmă. Dar asta este o certitudine. E, în momentul ăsta, nu știu câte școli în România dispun de o bază materială adecvată pentru a putea avea acces toți copiii la acea informatică despre care se vorbește și din care ei vor da examen. De exemplu, sunt școli care au laboratorul de informatică, laboratorul de informatică cu tehnologie depășită de 14-15 ani. Da? Tehnologia la un calculator, să zicem că poate să țină, ca să nu fie depășită, un 3 ani, un minim, un maxim de 3 ani. După care... contează să updateze tot timpul softul și ce. Da, dar vă dați seama, e foarte greu. Noi lucrăm încă pe tot felul de programe, copiii lucrează pe tot felul de programe și calculatoare care alții au renunțat de acum 20 de ani. Concluzia. Avem un sistem de educație subfinanțat, avem un corp, onorabil corp profesoral, motivat în parte și care este obligat să-și completeze veniturile pentru a avea un trai decent standardului firesc cu altfel de paliative. Avem niște guvernanți care de 28 de ani spun că învățământul este o prioritate, dar este, de fapt, o expresie politicianistă fără valoare. Și nu avem un viitor cert. Domnule profesor, în perioada neagră a comunismului, cum spun unii, România excela economic în cadrul lagărului socialist, dar excela pe plan european și internațional prin sport. În condițiile în care se spunea că la noi nu existau nici atunci poate condițiile care existau în Occident. Dar aveam campioni olimpici în disciplină sau în sportul de echipă. Și e suficient să ne aducem aminte de handbal, să ne aducem aminte de volei, să ne aducem aminte de popice, să ne aducem aminte de caiac canoe, de gimnastică, de alte sporturi. Excelau la sporturile individuale. Și ne trezim în democrație, în lumea liberă, unde ai informație, unde ai modele, unde ai posibilitatea de a invita mediul privat să te sprijine, cu un sport cu performanțe mediocre? Sunt prea dur? Mediocru este un termen blând, din punctul meu de vedere. La momentul ăsta suntem... Cred că lumea a treia este un loc onorabil pentru noi deja la nivelul care suntem. Cred că suntem în lumea a patra dacă există, la orice sport. Dar unde compară cu Africa? Da, acum acolo suntem. N-avem ce. Vorbeați de vremea comunismului. Atunci sportivii nu că aveau condiții mai bune de pregătire, aveau o motivație materială extraordinar de bună față de cum este acum. Condițiile, vorba aia, le avem la fel ca așa cu 30-40 de ani. Dar să nu uităm că mari performeri și marile echipe aveau sportivi încadrați într-o anumită steaua la armată, Dinamo în poliție și toți știau, se alegeau la sfârșitul carierei de sportiv cu un grad, cu un loc de muncă stabil și așa mai departe. Pe când acum nu ai nimic, n-ai certitudinea că da, după ce vei pune jos sau vei pune ghetele în cui sau mănușile de box în cui sau prosopul pe marginea bazinului sau așa, că ai un viitor. Ai momentul de glorie în care poți să fii cel mai bun și să beneficiezi dacă ești îndrumat corect, cum face și sportiva noastră numărul 1 mondial din tenis, sau poți să fii cel mai bun la un moment dat și să mori de foame în următorii 5 ani. Bun, în ce excelăm noi acum? În care sport România excelă? Adică suntem cei mai buni. Există un asemenea sport unde putem să spunem că dominăm? Cum a fost gimnastica, domnule profesor? Haideți să recunoaștem. Mă întristați când vorbiți de gimnastică, pentru că acum suntem ne luptă. Practic, ce face gimnastica din România? Intră în grupe pentru calificarea în finală. Adică, să mergi la un turneu, acum noi am ajuns să trebuiască să parcurgem niște etape înainte. Și citeam și mă documentam absolut uimitor. Anul trecut au fost campionatele europene și am avut o medalie de aur cu o sportivă Ponor de 29 de ani și cu Drăgulescu la 37. Dar unde este generația tânără? Unde este acel spirit, Nadia? Țineți minte?
după Nadia și înainte de Nadia, erau pline sălile de sport, domnule profesor. Tata, erau și antrenori, acum majoritatea pleacă, nu mai stau în România. Așa? Antrenorii buni și de calitate pleacă, cel puțin în gimnastică. Sportivii buni nu rămân ca să formeze ei la rândul lor generații. Pleacă, am cunoștințe la care activează în Cercle du Soleil, de exemplu. Și au găsit un alt drum în viață. Preferă că, decât să fie umiliți și plafonați în România ca și specialiști... Acrobat de circ? Este o carieră. Ca acrobat de circ, dansator pe un vas de croazieră, dar măcar acolo știi pentru ce faci niște lucruri. Aici vii în România și azi nu avem bani, azi nu este curent, nu intrați în sală, mâine nu curge apa, poimine nu este ventilație. Astea sunt condițiile. Și noi tot spunem și ne lăudăm că investim. Teoretic există niște bugete mărite, dar la sfârșit de an, dacă stai să calculezi, nu regăsești bugetul care se dă în cheltuielile care se aplică în sport. Sunteți destul de neortodox în exprimare. Am citit un interviu de-a dumneavoastră în care, întrebat fiind de finanțarea sportului, v-ați permis să spuneți: părerea unui oficial din minister este că în România se investesc mai mulți bani în sportiv decât în țările vest-europene. Și spuneți noastră, așa o fi, bani există pentru sport, doar că nu ajung la sportiv și la antrenor, ci se pierd undeva pe parcurs. Dar duceți-vă aminte numai de scandalul cu licitația pentru echipament pentru Jocurile Olimpice din 2016. S-au sifonat o grămadă de bani, au ajuns la sportiv și la specialiști echipamente de mâna a treia. E adevărat că scria numele sponsorului, dar erau probabil făcute undeva pe genunchi, prin Herăstrău, nu știu, pe Habarnam. Și China. Măcar de-ar fi fost așa, să știți, că același echipament l-am văzut și la alte țări. Dar cum e posibil așa? Este posibil. Pe mine nu mai miră nimic. Banii care intră în sport, intră cu scop precis. Se cheltuie pe anumite lucruri care nu mai ajung niciodată să fie finalizate. Profesorul sau antrenorul de sport, o categorie profesională adulată, contestată, blamată, lăudată în funcție de performanțele sportivului. Când un sportiv are rezultate deosebite, sportivul este scos în față, este urcat pe un pedestal, este făcut de presa asta care, nu înțeleg dacă are noțiunea sau proprietatea noțiunilor erou, iar antrenorul probabil este secundul care duce prosopul. Când un sportiv sau o echipă dintr-un sport eșuează, poate lamentabil, de vină este antrenorul, profesorul de sport. De ce? Păi, asta este de când lumea, sau cel puțin la noi în România. Nu e normal, de ce să fie așa? Nu este normal, dar să știți că în momentele de glorie toată lumea uită că există un partener de antrenament, există un antrenor care te-a ajutat sau există o echipă întreagă lângă tine. Da? Pot să vă dau foarte concret, fără să considerați că mă lau sau mă victimizez. Fostul meu sportiv, Glință Robert, de câte ori a avut un rezultat, antrenorul nu era nicăieri. Au venit și l-au luat de la aeroport după Jocurile Olimpice, sau în momentul în care a devenit campion mondial în 2015, l-a luat ministra de la momentul respectiv, doamna Gabriela Sabo, și cu încă vreo două, trei doamne tehnice de prin minister, și l-au dus să-i facă o primire. Și pe antrenor a uitat să-l invite. Antrenorul plecase spre Baia Mare deja. Bine, niște poze mai apăresc și noastre acolo. Pozele erau făcute la fața locului, nu în momentele oficiale. Deci, e într-un fel în conștiința oamenilor treaba asta. Eroii sunt doar cei care șlefuiesc. Și Ronaldo n-ar fi un erou fără echipa din spate. Vă rog să nu folosiți cel puțin, nu în emisiunea mea, termenul sau noțiunea de erou. Pentru mine are o conotație mult mai superioară. Lăsați-mă cu erou. A respins fundașul nostru centrale de ieri în care era să ne bată sârbii și comentatorul o intervenție ca a unui adevărat erou. Al momentului. Haideți, domnule profesor. Motivarea financiară în acest moment există la profesor, antrenor și sportiv într-o măsură care să mobilizeze pe fiecare dintre ei? Pentru că spuneați tot dumneavoastră într-un interviu, dacă vorbim despre salarii, atât timp cât un profesor trebuie să facă ore în particular, inițiere în not, ca să poată trăi decent, atunci cu siguranță nu se poate vorbi despre motivare suficient. Ca să nu mai vorbim că statul român nu premiază decât campionii olimpici, mondial și european, făceați o trimitere la o lege,
care permitea și premiera medaliaților campionate naționale, anulată de ordonanță a guvernului Ponta. Și concluzionați, România nu are nevoie de campion național, ci de campioni olimpici. Dar dacă ne uităm la numărul de sportivi calificați la olimpiadă, vedem că suntem la nivelul țărilor din lumea treia. Adică? La momentul respectiv erau blocate premierele pentru titlurile naționale când a făcut afirmația asta. Între timp, doamna Lipă a dat drumul, a revenit asupra celui Orni și a dat drumul, dar cu condiția să fie bani la cluburi. Ori banii nu sunt. Banii... cluburile din resursele proprii trebuie să... Dacă au buget pentru așa ceva, pot să facă premiere. Adică dacă... și cu procentul pentru asistenții sociali de 15% majorare aprobat pe modul de guvern, dacă trebuie să plătească primăria, dacă are fonduri. E foarte simplu. Foarte multe lucruri se pot face dintr-o semnătură pe o hârtie. Doar că dacă pasez sarcina în mâna altora, te-ai scăpat, ai semnat, la revedere. De ce ați făcut afirmația mediocritate în natația românească? Din partea unui sportiv de performanță, cu frate, mă rog, coleg, profesor, alt sportiv de performanță, mie mi se pare că sună ca naiba. Nu o să sigur că aveți dreptate când spuneți că managementul natației, surse de finanțare, nevoia de cât mai multe piscine și bazine didactice, sunt bazine în care se învață notul, bazine didactice. Încă n-am înțeles scopul lor, sincer, pentru că foarte multe dintre ele au fost date în folosință fără a avea o organigramă de funcționare, urmând ca după o lună, două, să fie date într-un parteneriat public-privat, unor privați care își bat joc efectiv de construcție. De ce este în Ungaria în notul obligatoriu în primii 2 ani de școală? Asta trebuie să întrebăm pe domnii de acolo. Ce au avut în cap când au făcut chestia asta? Are vreun efect în opinia noastră? Pozitiv? Păi, dar haideți să vedem unde este Ungaria față de România la momentul ăsta. Ungaria este o forță, nu știu câte milioane, îmi cer scuze, nu știu câte milioane de oameni are ca și populație, dar cert este că este în primele trei din lume la momentul ăsta ca și performanță. Domnul profesor, mai avem cu ceva mai puțin de 3 minute. Ca și o concluzie. Avem nevoie de educație. Fără să avem o educație, un sistem educațional puternic, coerent și focusat pe o strategie clară, nu vom avea viitori lideri de valoare. Sau dacă îi vom genera acele excepții, vor pleca. Vor pleca, domnul profesor. Sunt plecați. Fără să avem educație, nu vom avea nici sport și nici sportivi. Pentru că doar un om educat poate înțelege importanța alocării de resurse. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, profesorul Adrian Gheargă, sportiv de performanță, director de școală, în anul centenarului, ce are de spus? Ca și concluzie despre educație și sportul din România. Mi-aș dori ca în anul centenarului, deși este imposibil, să mai pot trăi emoțiile care le-am avut în, la Olimpiada din 84, deși eram copil încă atunci, la Olimpiada din 88, la Olimpiada din 92, și m-aș duce până în Olimpiada din 2000. Pentru că acolo deja a început să decadă sportul din România. Mi-aș dori să pot trăi emoțiile respective pe partea de sport. Pe partea de de educație, mi-aș dori să reușim să avem încredere unii în ceilalți, după cum pomeneați, părinții să aibă încredere când își lasă copiii la școală, să aibă încredere că va fi totul bine și că acel copil își va însuși tema de zi cu zi. Nu să fim mustrați de părinți că le-am jignit copilul pentru că i-am spus copilă ridică chiștocul de țigară și aruncă-l la coșul de gunoi. Mi-aș dori ca cadrele didactice să le văd intrând zâmbind în școală și nu din cauza glumelor, pur și simplu din plăcerea de a veni la școală pentru că se simt utile. Cred că asta e cel mai important lucru. Când un om lucrează undeva, să se simtă util la locul de muncă. Cred că asta e cea mai mare satisfacție. Când știi că tu, cu plusul ăla care vii de acasă, faci ca să crești calitatea la locul de muncă. Domnilor și domnilor, domnul profesor a tras concluziile într-un mod foarte corect și foarte pertinent. Suntem la 100 de ani de existență ca stat modern în actuala formă de organizare. Nu avem un sistem de valori la care să ne raportăm, un sistem de valori care să ne garanteze un viitor parcurs pe care încă nu ni l-am definit. Ar trebui să fim mult, mult mai atenți,
fiecare în parte, dumneavoastră, eu, domnul profesor, colegii mei din regie, că dincolo de politică și scandalurile zilnice, dincolo de petrecere și aceste spectacole tip Bâlci și Iar Maroc, există o nevoie generală ca nație să te deplasezi, să mergi undeva, să ai niște obiective. Iar atunci când vom fi din nou chemați să decidem cine să ne conducă spre acele obiective, va trebui să scormonim în conștiința noastră civică, pentru că probabil avem educația necesară, și să facem ceea ce trebuie făcut. Fără oameni de valoare nu există performanță. Fără performanță nu există mândrie. Fără mândrie nu există renume și nu există un viitor corespunzător. Mulțumesc, domnule profesor, a fost o onoare să vă am ca și oaspete. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire vineri să comentăm împreună principalele evenimente ale săptămânii. Bună seara!